Ca să reziști în Champions League, trebuie să respecti anumite reguli, altminteri Arsenal te calcă în picioare. În principiu te calcă și cu reguli și fără, dar e preferabil să te calce cu reguli. Așa că, Mioru, cheamă-l tu, că dacă mai spun o dată stai bre că mă antrenez, mai înțeles, iau un pistol și îl împuși. Bănele! Ia vină tu, Bănele, încoace, să stăm noi de vorba cu tine. Stai, bă, că mă antrenez, băi. E clar, știu ce am de făcut. Zi, bre, ce? O să iau un pistol și o să-mi puși cu un dobitoc. Doamne, iartă-mă, de ce să-l împuși, bre? Că mă enervează el pe mine așa, dar dobitoc ce e? Da, că te enervează, împuși, că-l... Ai grijă ce spui. Știi că eu țin cont de ce spui tu. Da, bre. Cheamă jucătorii. Măi, ia veniți la mine, hai, până numai la 5. Hai, 1, 2, 3, 4. Hai, bineșule, mișcă-te, mișcă-te, că și la meciuri te mișcă, o moluscă. Gata, gata, Mioru, lasă-l. Dacă Hagi nu i-a spus, îi spui o verde în față. Moluscă! Gata, bă, ce e cu el? S-a pus pata pe el? Moluscă! Gata, nu mai ții pata, dă dosarul ăla. Lăsați că citesc eu. Da, bă, dosarul, că ne spun. Așa. O să mor și o să regretați. Moluscă! Zbărădescu, du-te după asta să nu facă vreo tâmpenie. Lasă, bre, că mă duc și o liniștesc, bre, ce... Bă, stai aici, nu fi tâmpit. Bă, de ce credeți că v-am chemat eu pe voi? Surprindere, bre. La Steaua e haos. E anarhie care e anarhie. Sistem anarhic. De gringoladă. Și atunci eu, ca patron al vostru, mai înțeles, am făcut un regulament cu trei reguli mari și clare. Și cine nu le respectă, mai înțeles. De ce te uiți la mine, bre? Din instinct, Bănele, din instinct, uite așa. Nu respectă, pac, amendă. Regula numărul 1. E. Regula numărul 1. Cine să mă uită la zdrențele alea de la Mondrii, de la Prima TV, mai înțeles? 1500 de euro amendă de bucată. Dar stai, bre, că nu-i pe corectelea, bre! Regula numărul 2. Dar stai, bre, că nu-i corect. Regula numărul 2. Mamă, n-am văzut. Gata, știu. Regula numărul 2. Nimeni nu mai are voie să fie trist, mai înțeles? Cum adică? Zâmbet în permanență. Te-a scos de pe teren și nu-ți convine. Deci minutul 60 mă scoate de pe teren, da? Minutul 60. Așa. Erai față de gol, mai de gol și te scoate de pe teren. Așa. Zâmbești. Pac, pac, ești din teren. Păi corrigeți fasolea că mă scoate de pe teren. Uiți la tribuna 0 către mine, mă salvați, înclini, râjești, mai înțeles? Poate am și noi trei invitați. Păi cum râjeți fasolea? Nu zâmbești, 2000 de euro amendă pe fiecare. Mai înțeles? Regula numărul 3. Regula numărul 3, nu mai aveți voie să faceți sex până la retragerea din fotbal. Dreu, dau de biste, de ce asta? Bă, dacă am zis, am zis. Dar împotriva naturii, bre, cum să-l faci? Aveți timp să faceți sex după ce vă retrageți. Pac, pac. Și să nu vă mai prind cu torente și cu ODC-uri și cu internetul și cu nu știu ce. Și apropo de asta, nu mai aveți voie pe Messenger decât jumătate de oră pe zi. De ce asta este total aberant, bre? Asta e până la 4 dimineața online. Da? De unde știi tu că stai online până la 4 dimineața, când eu sunt pe Messenger invisible? Da, bre, eu sunt foarte șmecher, Bănele, am descund Nicoliță, șmecher. Da? Sunt foarte șmecher și am o versiune downloadată, cea mai șmecheră de Messenger, care te vede pe mă dacă ești hoț și stai pe invisible, da? De versiunea. Ce versiune? Asta, de vede Messenger. Uite ce sunt prost, dau versiunea dacă scoți aia cu sexul. Bă, dă versiunea cu acea. Deci dacă scoți aia cu sexul, dau versiunea. Bă, dă versiunea. Nu o dau. Zbărădescu. Bă, dă versiunea, că ne spui. Dă versiunea, că te spargi. Bun găsit, stimați telespectatori, sunt avocatul Luis Lazarus și țin în această seară locul lui Dan Diaconescu, care are o răceală ușoară la cap, o meningită acută. Asta e, ca orice om are dreptul să se îmbolnăvească. În această seară vom vorbi despre cazul Borilă împușcat în cap doamnei lui Puleașcă. Nu era oamenii lui Puleașcă, nu, pentru că eu știu pe lui Puleașcă și pe... Puleașcă, te pup, Puleașcă. Dom'le, dacă tot am venit în studio, vreau să știu și eu, dom'le, despre ce vorbim, dom'le, cine-i Puleașcă, dom'le? Ce vrea Puleașcă? Da, cazul lui Borilă împușcat domnului Puleașcă, un caz foarte suspect, după părerea mea. Am vorbit și cu domnul Dan Diaconescu la telefon, într-adevăr și el consideră suspect de suspect. Mai suspect decât cazul lui Ralph, când la telefon era amanta mortului, care vorbea prin intermediul nostru cu nevasta mortului. Ce părere aveți, doamnă? Ați fost martor ocular. Vă rog, da, să spuneți telespectatorilor. Eu jucam tabinet cu Borila. E, stați puțin, am în cască acum, mi se spune ce. Da, avem un telefon în direct, cam fiecare seară, așa cum ar spune și domnul Dan Diaconescu. Avem 23 de milioane de telespectatori. Unul din aceste 23 de milioane de telespectatori intră în direct cu noi. Alo! Bună seara, vă rog să vă depărtați de televizor, să dați mai încet. Băi, se aude? Du-te! Vorbiți că... cu avocatul Luis Lazarus, vă ascultăm. Eu să mă Puleașcă. Dacă mai ziceți de mine să mă arăt să mă ascund, vin peste voi în apartament să vă fac felii, băi. Auzi, băi, Lazarusi, tu știi unde stai, bă, fraierii, bă, vin peste tine, bă. Da, din păcate am pierdut legătura telefonică cu domnul Puleașcă. Oricum, dânsul are dreptate, după părerea mea, o să-l radem de pe lista suspecților. Vedeți? De suspecți. Continuați, doamne.
Da, jucam tabinet cu Borila și a venit unul, a venit cu un pistol, l-a pus la cap, a tras un glonț în cap și a zis, zi lua lui Unguru că el urmează. Doamne! Zi lua lui Unguru că el urmează. Suspect, așa, da. De suspect care da. Al Unguru? Tata lui bibliotecar de la noi de la școală. Aha, suspect da. De școală, e ungur? Nu, e bisexual. Dar a avut un concubin de ungur și i s-a spus gogoalul ungur. Așa e. Suspect de ungur? Așa ce părere aveți, domnule? Suspect este de, absolut normal și eu sunt bisexual, domnule, și îmi place! Ești suspect de bisexual, dar da. Zine de crimă mai bine? Ba da, am venit în studio, domnule, să vorbim despre crimă. Domnule, despre ce vorbim aici? Am citit cu domnul Lazarus de dimineață raportul poliției, domne! Suspectă poliția. Suspectă poliția și polițiștii din ea. Acolo se specifica că s-ar fi sinucis, da? Cu un pistol Carpați, domnule, lumea. Suspect de Carpați? Lumea care stă acasă se întreabă, domne, cum arată un pistol Carpați? Că nu toată lumea a făcut armata în țara asta. În direct asta. Pentru dumneavoastră, stimați spectatori. Așa? Ăsta un... este un pistol Carpați, domne, ci că l-ar fi îndreptat spre cap. Cum i-a arătat? Cam așa. Stați liniștit de care are cocoșul blocat, doamne. Sigur? L-ar suspect de cocoș? Așa? Dar nu se poate așa, domnule, pentru că altfel n-ar fi putut să ajungă glonțul unde a ajuns. Mai degrabă, cu acest pușcoci, lumea de acasă, despre ce vorbim, lumea de acasă se întreabă cum arată un pușcoci. Iată, suspect de pușcoci. Ăsta este un pușcoci, domnule, ăsta e un pușcoci. L-ar fi îndreptat spre cap. Cum? Ia cam să așa. Stați liniștită că am blocat cocoșul. Dar cum să ajungă, domne, glonțul tavan? Dar mai degrabă, în urma raportului poliției, eu spun că s-a folosit un colt 643. Suspect de 643? Suspect de 643 și de colt. Lumea de acasă se întreabă, domne, cum arată un colt, domne? Uite, ăsta e. Așa. Suspect de așa? Așa arată. Și că l-ar fi îndreptat spre tâmplă. Uite, domnule, la asta l-am blocat cocoșul. V-ați întâlnit vreodată cu Iri și Monica în trafic? Nici să nu vă doriți. Mișto, da. A nebunit bona asta, e tâmpită, să știi. Ce? A, bună ziua! Păi ce faceți, băi, nenică? Parcați în loc interzis? Nu v-am văzut, îmi pare rău. Agentă Stoica, circulație, permisul de conducere. Permis? Îl am, dar nu știu unde l-am pus, chiar nu știu unde l-am pus. Deci conduceți fără permis? Nu, l-a pierdut, nu e vorba de... Tata e cu tine? Că cum îți permis? Cum e soțul meu, Irinel Columbianu. Iri, nu recunoașteți? Îmi pare rău, n-am mai fost la circ de ani de zile. Este impertinență. Dar pe mine nu mă recunoașteți? Sunt Monica Columbianu. Avem și emisiune la televizor. Îmi pare rău, nu mă uit decât la 112 Poliția în Acțiune. Ați apărut la 112 Poliția în Acțiune? Nu. Nu vă cunosc. De ce vorbeați la mobil în timpul mersului? Nu puteți să dovediți asta. Nu puteți să dovediți că vorbeam cu bona mea care spunea că plânge copil. Aha, deci aveți martori. Centura, unde e centura? Cum să fac? Cum? Da, cum la asta este cu roșu și cu alb, leopard. Da, doamne, și oglinda retrovizoare unde e? Ei, mi-am făcut machiajul înainte să plec de acasă și am uitat să o pun. Trusă de prim ajutor aveți? Dar la ce? Asta e cărțuie deja, la ce? La ce? Pentru ce? Păi cum, nenică, pentru ce? Dacă îi se face lui tata e rău când te aude ce prostii spui. Asta este impertinență. Amendă. Aveți bani să plătiți amendă? Avem bani să cumpărăm poliția, iertați. Păi băi, nenică, dacă aveți bani să cumpărați toată poliția, ce căutați cu rabla asta de mașină? Vă rog frumos, e un cadou de la părinții mei de la Bacău, că noi acum acolo mergem să le facem o surpriză cu cadoul lor. A, da? Da. Ia, coborâți din mașină. Da, du-te, du-te. Vă nu să cobor. Haide, du-te. Mi-a zis Siri să cobor și cobor. Suflați. Ha! Ai băut? Nu, eu nu beau, Iris. Spune că nu beau. Un coniac mic. Ce cu geanta asta pe cap? Geanta. Ia uite, Iris, e o geanta asta, de fapt, nu-i căciulă. Eu cred că... Ia uite, mi-am găsit și permisul de conducere. Ia. Ia uite-te. Semnați aici. Cum să... Asta se... Gata. Poftiți amendă. Da, Iri, permisul, dați-mi-l, vă rog. Îl reținem. Iri? Da.
Da, intră! Hai înăuntru, curaj! Ce trăiți? Bună ziua! Ia loc! Da, vă mulțumesc de suflet pe persoană fizică. Așa. Deci, mi-a spus sora că sunteți mediculosul de familie și că a venit, iată-mă. Sora mea medicală sau Ciprian sora? Nu, deci... Sora mea. Am înțeles. Dumneata îmi pare cunoscut. Da. Ești actor, joci în filme? Sunt vedetă. Sunt Vanghele Maria de la sectorul 5. Am înțeles. Păi ce e sectorul 3? Ce cauți aici? Deci, ce s-a întâmplat? Deci, eu sunt primar la sectorul 5 și locuiesc în sectorul 3. Păi da, dar de ce nu stai în sectorul 5? Păi ce-s de bun, jegul acolo, doamne, iată. Am înțeles. Care e problema? Deci, care este problema? Ca să vă spun cinstit așa că mi-i inspirați credere prin acest costum val. Treci peste. Așa. Am luat anticoncepțional. Timp de 2 luni de zile. Uleu, anticoncepționale? Da. Păi de ce? De prost. De ce? Ce s-a întâmplat? Deci eu vin obosită pe șatrile din sectorul 5 și mi-a recomandat doctorul antisomnifere. Și luat antisomnifere, am luat anticoncepționale undeva sau dă folia ei, de greșeală. Și când ți-ai dat seama că e tâmpenile alea? Când mi-am dat eu seama. Luna asta, când mi-a venit ciclul. Cu tampoane? Cu... A trebuit să-mi calmă mândria de primar și să cumpăr tampoane. Dom'le, este un caz unic, dom'le. Vă mulțumesc de suflet. Nu mai trebuie să pleci nicăieri, rămâi aici. Poate iau premiu Pulitzer cu chestia asta. Haideți să vorbim frumos. Da. Așa, mai departe. Ce simptome mai ai? Așa. Mai... Deci, am început să am tot felul de simptome care e nenorocire cu ele. A început să-mi placă bărbații. Ești drăgălași. Termine cu prostiile, mai departe. Da. Iertă-ți. Așa, deci, am început să pierd vederea. Grav? Destul de... Vedeți punctul ăsta, mi-a dat cișa? Care-i Dumnezeu, n-am văzut frumoasă? Uitați aici, un punct mic negru, îl vedeți? Fuiși, Doamne, că l-ai pătrat! Îl vedeți, da? Da. Ei, eu nu-l văd. Da, deci, da, așa. Mai deci, departe. Așa, deci, am început să merg la cumpărături, de nebun. Păi tot sectorul 5 merg și cumpăr creme. A, căgagicile! Așa, mă dau cu creme, îmi place să mă depilez pe picioare. Auleu. Așa, pe piept. Așa. Cu ceară sau cu... Deci cu ceară de la și... Nevastă, așa, și... bineînțeles, așa. Telenovele, ceva? Bă, cam ui la inimă de țigar, că mă recunosc în fata aia. Ca soacră, dar așa să uite. Să rumâna? Da. Bine, n-ai altă soluție da. Decât să nu mai iei tâmpenile alea de da. Anti-baby. Da, eram absolut sigur că asta mi-a spune. Deci eu trebuie să le iau în continuare pentru că provoacă plăceri nemăduite, dar alta e problema. Care e? Pot să iau anticoncepționale, dar să rămân și gravid, că vreau să fac cu copilul Bidanu ca să am ceva la mână. Iată, lovim pe partea dreaptă, nu știu cum ajung lovin acolo. Să vedem mingea ajunge înapoi, în spate, către Rădoi. Rădoi în continuare pe partea stângă de atac. Să vedem în continuare ce caută Rădoi acolo. Rădoi centrează foarte bine, către Mărel Nicoliță. Și mingea ajunge în brațele bolea lui Dinamovici, care probabil că foarte rapid va degaja această minge. Mingea ajunge acum la lovin pe partea stângă. Stângă în continuare lovin. Lovin atacă, atacă pe partea stângă. Lovin centrare careu și iată mingea ajunge din nou la portarul Dinamovici. Degajare lungă. Radu Ștefan, Radu Ștefan de la Radu Ștefan. Mingea ajunge la Cristia Mărgăritescu și foarte bună de poziționare lui Rădoi. Rădoi pornește pe partea dreaptă și este, nu, este gol, mingea iese în out. Se repune foarte rapid acolo mingea în joc, este Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu încearcă un pas către Dănciulescu. Dănciulescu din nou în această fază. Fază superbă de atac, stimați prezentatori, acestui... Nelly, comentează prea mai încet că nu mai poate băieții să alerge. Goian pasă lentă către Rădoi. Zapata. Zapata degajează foarte rapid. Goian în continuare. Brinelie, n-auzi? Goian lent către Lovin. Zapata. Femeile invidioase pe mine, că eu apar și sunt văzută la posturi de femeie, ca femeie, că am devenit femeie. De 3 femeie? Băi, puștai, că tu nu mai zici nimica, da? Ce-mi faci, tante? Mă duc la biserică și te blestem. Nici n-a apucat bine Nea Gigi să le transmită noul regulament că jucătorii s-au și grăbit să-l încalce. Nu sunt urcu porul meu, mă, ești nebun. Ce faceți, mă, aici, mă, eu vă dau brânză să băcați. Mii de dolari. Băi, ce faceți, mă, aduceți bufle, faceți corbăcarai cu băutură aici, ce faceți? Băi, eu mă aud înăuntru, dar este afară. Adică vorbesc înăuntru și vorbesc și afară. Păi care sunt eu, înăuntru sau afară? Băi, băi, băi! Să vezi că zdrețele se uită la emisiunea Mândrii de pe prima. Deschide zdrețele! Stai, bre, că s-a blocat ușa cu un prosop, bre! Să vezi ce bătaie cu prosopul îți dă în căpățâna aia neagră până murdăresc prosopul. Deschide-ți ușa! Fii bun că știi, bre, ai milă! Deschide-ți, bă, ușa!
La ce vă uitați? Care e prima regulă de regulamentul nostru? M-ați înțeles? Care e prima regulă? Să nu vă uitați la zdrețele alea de moderii. Păi stai imediat cu acuze, n-am văzut așa ceva. Nu ne uitam la aia, bre, ne uit. Ascultam lumină de lumină, bre. Slujbe de biserică, bestof. De afară s-auzea altceva. Ai mă, t-auzerit de urechi. Hristos, o privire pierdută. Hristos, ce amăsii de viață, dezbracă-te! Ce vrei, cum cu se dezbrace? Dezbracă-te, dacă prind vreun DVD pe sub tricoul ăla, te dau afară de la steaua. Lasă, bre, omul că nu-i DVD-ul la el. O fi la tine. Da, să fie, nu la mine, bre, DVD-ul. Dezbracă-te. Nu mă dezbracă, nu la mine, da? Dar la cine? Eu nu-mi trătesc colegii. La cine? La Neșu. Scoate-l. Hai, bă, muluscă, scoate-l. Dar la coace. Lasă că l-arunc eu la coș. Uite, avem noi aici un coș de gunoi. Nu, lasă că l-arunc eu la coș. Dar de ce vrei dacă ești coș? Treceți pe la caserie și plătiți amenda. Păi să vă la mea, băi. Ce să mă sifonat? Ce să mă sifonat? Pe ce să mă sifonat? Pe ce să mă, băi? Băi, de ce să mă sifonat? Aaaa! Mergi, Gigi! Mergi, Gigi, pe mine! Le-am putea spune bunicuțul și nepoata, snobul și parvenita sau piticul și prăjina, dar de fapt ei sunt doar Iri și Monica. Iri? Da. Nu vrea să pornească, de ce nu pornește? Pentru că m-am luat după capul tău tâmpit și ne-am urcat în jaful ăsta de mașină pe care l-ai primit tu cadou de la măta, nu m-am urcat neam de neamul meu. Te rog frumos, dar nu vorbi urât de mașina de la mamica și de la taticu. Asta e o rablă, nu e o mașină. Nu e o rablă. Te ești dâmbașorog. Tâmpito. Iri, tu știi că pentru prima oară când mă faci tâmpită? Mișto. Sună așa excitant. Ia vorbește murdar mai departe. Ia vorbește murdar. Cretino. Ia, uite că m-am fierbând, să știi. Te-am fierbând? Dormi tu acolo. Da, olă, ce mai... Ia uite ce m-am fierbând. Te-am fierbând? Da, din ce în ce mai tare. Din ce în ce mai tare? Păi ți-a căzut bricheta în poală. Ah, Iri! M-am speriat puțin. Iri, tu crezi că nu pornește din cauza becușorului ăsta roșu care pâlpâie aici? Ai pus benzină? Nu, am uitat. Hai să împingem până la benzinărie. Da, ce palpitant, ce aventură! Dumnezeule, Iri, cu tine în viața e o aventură. Hai la trei. Una, doi, trei. Împinge. 1, 2, 3. Nici un centimetru nu merg. Auzi? Tu crezi că e din cauza că am lăsat frâna de mână trasă? Iri? Stimați compatrioți, dragi români, stimați telespectatori, în aceste momente grele pentru țărișoara noastră, trebuie să fim strâns uniți în jurul meu pentru a face față atacurilor mișelești ale mișcărilor iredentiste care practic vor să destabilizeze țărișoara noastră. Dom'le, nu se poate așa ceva, de aceea m-am gândit ca eu împreună cu consiliera mea, Oana Zăvăranu. Bună seara! Nu mă mai întrerupe în mijlocul unui speech. Te rog foarte mult. În această seară vom încerca să gătim un gulaș românesc. Oana, spune, tu știi ce înseamnă gulaș în ungurește? Asta e o întrebare indiscretă. Nu! Înseamnă pastor de vite, draga mea Oana. Pe vremuri, mâncarea gătită se numea gulaș de vită, adică o carne preparată de un păstor de vite. Mi-aduc aminte că a fost o carte scrisă până în 1786-87, dacă nu mă înșel, de un anumit Iosef Gvodoni. Domnul Vadim, vreau să știu și eu de unde știți atâtea lucruri de mâncarea ungurească. Draga mea, o să-ți răspund. Iau un principiu, de altfel, neortodox, dar sănătos. Cunoaște-ți dușmanul mai bine decât pe tine însuți. Corect! De aceea aș vrea să le spunem telespectatorilor noștri că gulașul este o mâncare
pur românească, așa cum Ungaria a fost teritoriu românesc pe pământul vechii dacii, dar să lăsăm lecțiile de istorie, să ne apucăm să preparăm. Eu o să mă ocup de carnea macră în forma ei brută, iar tu să toci un pic ceapa și usturoiul. Domnul Vadim, până la ceapă și la usturoi vreau să vă întreb ceva. Te rog. V-ați luat pastila? Nu, draga mea, Oana. Păi vă rezolvi. Dragii mei telespectatori, vă rog să nu închideți aparatele TV, pentru că vreau să transmit un comunicat important pentru țară. Numai puțin dacă vreți să așteptați. Într-adevăr, a ieșit un gulaș românesc de excepție. Domnul Vadim, nu am înțeles un lucru. Cum e asta, gulașul românesc, dacă noi am respectat o rețetă ungurească? Draga mea, Oana, dragii mei telespectatori, în bucătărie exact ca la alegeri. Nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Așa este și la noi. Nu contează cine scrie rețeta, contează cine prepară mâncarea. De aceea, dragii mei telespectatori, puteți să veniți să gustați din umilul nostru gulaș, așa cum am cheltuit salariul de parlamentar. Stimați telespectatori, ne aflăm pe platourile de filmare ale ultimei producții semnate de Sergi Nicolaescu, Supraviețuitorul. Ți-am spus foarte clar de la început, domnișoare. Te duci și mie militari, vreau 10.000 de militare pe partea stângă și 10.000 de ostași pe partea dreaptă. La comanda mea de acțiune, motor acțiune, vreau să-mi explodeze toată valea. Ți-am cerut de asemenea 10 asistenți de regie și o rulotă pentru Simona Pătruleasa. Bine. Maestre, deranjăm? Da. Vă putem răpi câteva secunde totuși. Da, spuneți. Semnați regia ultimei producții, Supraviețuitorul. Regia, scenariul, dar și interpretarea. Cine mai joacă în acest film? Simona Pătruleasă. Și dintre actorii acestui film, pe cine ați remarcat ca făcând un rol memorabil? În primul rând pe mine, domnișoare. Și în afară de dumneavoastră? Pe Simona Pătruleasă. Da. Am înțeles că joacă și Vladimir Găitan. Da, este o distribuție mai largă. Și Vladimir Găitan și Simona Pătruleasa. Da, ce rol interpretați? Un rol care m-a făcut celebru pe plan internațional și anume Comisar Moldovan. Păi nu sunteți cam bătrân? Pentru Simona Pătruleasa? Nu, pentru Comisarul Moldovan. Deci, șară, și comisarii bătrânesc. Doriți să umblați cu acest film la festivaluri? În primul rând că nu-mi plac festivalurile. Veneția, Berlin, Geneva, ce înseamnă festivalurile astea? E un loc în care regizorii de mâna a doua din Occident fură filmele regizorilor mari. De exemplu, după ce am turnat Noi cei din linia întâi, imediat Steven Spielberg a făcut Salva soldatul Ryan. Este inacceptabil. Și unde ați participat? Am fost la Moscova cu un film de-al meu, Mihai Viteazu. I-am convins pe ruși că în rolul bărbosului era de fapt Petru cel Mare. Am luat locul întâi. Ce le transmiteți tinerilor regizori care sunt acum pe val, de exemplu Cristi Puiu? Să distribuie cât mai mulți actori tineri. Uite, de exemplu, pe Simona Pătruleasă. Ce ați face dacă ați fi tânăr din nou? Mi-aș lua revanșa, domnișoară. În ce fel? Cu mâinile curate. Astăzi, ce filmați? Am filmat și mai am de filmat câteva secvențe cu Simona Pătruleasă. M-ați făcut curioasă. Cred că și telespectatorii sunt curioși să afle ce rol joacă Simona Pătruleasă. Joacă un rol interesant. Deocată nu-l știu prea bine. Trebuie să văd filmul. Acum mă las doar dus de voală. Da. Mulțumim frumos pentru acest interviu. V-am chinuit cam rău? Un fleac mașurit. Dânșeră, aveți niște ochi foarte frumoși. Știți de cine mi-au ce-ți aminte? De Simona Pătruleasa? Da. Măi, băiatule. Da, doamnă, imediat. M-am pus microfonul și plec să vă las să vă concentrați. Tu ești la dreptă isterică, așteaptă puțin. Tu ai băut din ceașca asta? Da. Mm-hmm.
Fii atent. O să te recăsătorești în 4 ani, iar soția ta va avea un accident de avion și va crăpa chiar în luna de miere. Hai, taie-o cu tococană. Dragii mei, sunt Urania și ne regăsim la o nouă emisiune de astrologie. Astăzi vreau să vă invit printre zonele de taină ale zodiacului chinezesc, cel cu animale, și să bibilim împreună horoscopul primului nostru om de stat pe cai mari, domnul Traian Băsescu. Dânsul este înscris în cartea recordurilor înaintea americanilor. Aceștia, cu experimentul Philadelphia, au făcut să dispară un vapor, însă domnul Traian Băsescu a făcut să dispară o flotă întreagă. Dar să revenim la zodiac. După chinez, domnia sa este cocoș. Calul este animalul preferat în familia cocoșului Băsesc. Dovadă că doamna Maria călărește un cal botezat Hoțu, după numele domnului președinte. Rog din suflet, Urania, dăm numerele! Logică, iar ai venit, ți-am spus că nu pot să spun numerele de la 6 din 49. Ești ultima mea șansă, Șarul Dan Diaconescu. Fii atent, te iau de nevastă, nu mai spunem ce numere ies la 6 din 49 duminică! Nu-mi dă voie Jupiter. Nu-ți dă voie Jupiter? Atunci transmite-i lui Jupiter că mă c*** în el și toate cratrele lui Hirinerului. O să ai 10 ani ghenion. E ce să spun? Dragii mei, Jupiter s-a răzbunat. Continuăm cu semnul oi. Adimată! Băi, Vasilică, dă-o în Hristos, ce-am mărțit de viață de dimineață, nu mai așa o dai! Dobitocule, dacă ești dobitoc, de ce te răstești la el? Păi dacă o dă catolomacul, ce-ți faci să-l pup? Da? Vrei să se răstească zmărădesc un pic la tine? Zbier bine odată la el? Stai puțin. Adică stai puțin, da? Ia spune, bănele, care este regula numărul 2 de regulamentul de ordine interioară? Ită, na, de unde să știu? Te faci că nu știi, păi, nu? Păi nu știu! Citește-i zmărădescule regula numărul 2. Regula numărul 2. Așa. Jucătorii nu au voie să protesteze atunci când sunt schimbați în timpul jocului. Ce? Din contră, să zâmbească, cine nu zâmbește, pac-pac, 2000 de euro, băi! M-ai înțeles? Și pentru că ai protestat, pac-pac, 2500 de euro. Păi da, vrei, dar zis în timpul meciului, stai la antrenament, de ce nu ești corect? Ești domitoc. Zbărădescule, citește și dispozițiile finale, că am senzația că el nu înțelege. Și nu realizează, m-ai înțeles? Stai că vezi, dispoziții finale. E. Acest regulament este doar un pretext. Un punct de plecare către o sfântă dictatură. Deci regulamentul rămâne deschis. Și pentru că rămâne deschis? M-ați înțeles? Pac, pac. Semnat George Becali. Semna Mussolini. Pac, pac, 2500 de euro că ai protestat. Pac, ce pac. Că ești om credincios, bre, vreau să-i dau lui maică-mea că i-a mărât în Făurei. Lasă-mă că lui maică-ta la Făurei dau eu 10.000 de dolari, m-ai înțeles? Că are nevoie femeia. Da, amendă, ai amendă. Ai greșit, plătești. Cristocio, ia dă-i o pasă greșită lui Bădel, să vedem cum reacționează el. Bă, dai! Bă! Zâmbește! La steaua tatăl meu fericită, m-ai înțeles? Pac, 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 pac! Mulțumesc, Cristocea, pentru pasta de rahat! Na. Așa, ia, rămâi așa! Cristo, stau așa! Zâmbind așa! Păi stau cu fasole așa! Hai, Zbrădescule, să mâncăm o friptură! Tu zâmbește acolo, ce faci? Cu rămâna așa rânjit! Rămâi așa până spun eu, m-ai înțeles? Bă, rânjește când spun că te văd! Bună seara, bine v-am regăsit la Te Crezi Mai Prost. Nu uitați, deviza emisiunii noastre este prost să fii, noroc că ești. În această seară veți vedea, avem o concurentă absolut senzațională, însă înainte să o cunoaștem pe ea, o să o cunoaștem pe asistenta mea din această seară, o fată absolut senzațională, celebra repetentă în clasa 1, Elena. Bună seara, Elena! Mai bine repetentă decât absolventă! Asta spuneam și eu, da, acum o să o cunoaștem pe concurenta noastră din această seară, absolut spectaculoasă și fascinantă, surle, trâmbițe și trompete pentru Nikita! Și saxofoane, că-mi place mie, Virgil! Bună seara, vă spune Nikita la cei care mă privește acum la televiziune și la radio. Bună seara! Nikita, ca să fie clar pentru telespectatori, câte clase ai făcut tu? Deci n-are nicio importanță câte clase am eu. N-are importanță pentru că eu am devenit celebră și cunoscută prin inteligența și frumusețea mea și am făcut școala vieții. La fără frecvență? Deci n-are importanță dacă la frecvență sau fără frecvență. Șpirul e că femeile invidioase pe mine, că eu apar și sunt văzută la posturi de femeie, ca femeie, că am devenit femeie. De trei ori femeie? Băi, pușcai, că tu nu mai zi nimica, da? Ce-mi faci, Dante? Ce-ți fac? Mă duc la biserică și te blestem. Haideți, mă rog, haideți să ne calmăm și uite, ca să te calmezi, Nikita, te rog să alegi primul domeniu din această seară. Istoria României, clasa a patra. Istoria României, clasa a patra. Iată întrebarea. Cine este cel mai celebru sculptor român? Nikita.
Deci cel mai celebru sculptor român, dar nu mai celebru ca mine, e Constantin Brâncoveanu, ala de la metrou. Haide să vedem tu ce părere ai, Elena? Brâncoveanu n-a apucat să fie sculptor, că i-au sculptat turcii gâtul cu securea. E vorba de Constantin Brâncuș. Răspuns corect. Ăsta este răspunsul corect și acum vei alege și următorul domeniu, Elena. Istoria universală, clasa a 5-a. Istoria universală, clasa a 5-a. Iată întrebarea. Ce mare rege și conducător de oști a tăiat nodul gordian? Nikita? Deci nodul grobian a fost tăiat de marele conducător de oaste, Alexandru Macedonski. Alexandru Macedon, nu Macedonski. Bă, puștoi, că tu să n-ai replici cu mine, da? Cum să am replici, tanti? Ce sunt cu tremuri? Haideți, vă rog, să ne calmăm. Îmi pare rău, Elena, ai pierdut în această seară. Credeai că ești proastă și eu credeam despre tine că ești proastă, dar se pare că nu ești atât de proastă încât să câștigi acest concurs în această seară. Însă avem pentru tine un mic premiu de consolare. Poți să-i pui orice întrebare vrei tu, Nikitei. Pune o întrebare. Tanti Nikita, învățătoarea ne-a cerut să aducem un animal la ora de zoologie. Foarte frumos, îmi place, frumos. Nu te ofer voluntară. Opa. Păi băi, mucoasă! Să n-ai replici cu mine, da? Ce faci, tanti? Mă duc la biserică și te blestem. Doamnelor și domnilor, la gala Mondain Combat din această seară, două figuri politice se vor sparge în figuri în cadrul categoriei politică super grea. În colțul din stânga, celebra blondă de la Cotroceni, prietena președintelui Norvegiei, această Monica Lewinsky a României, într-un cuvânt, Elena Udrea Cocoș. În colțul din dreapta, nepotul brunet al celebrei mătuși Tamara, actualul proprietar de la Cornu și viitorul locatar de la Jilava, Adrian Bombonel Năstase! Apropiați-vă, dați-vă mâinile! Domnule Năstase, v-ar sta bine în zeghe! Gărete mâinile dumneavoastră, îmi dau seama că politica este într-adevăr o târfă. Stop! Atenție la mine! La această gală, Mondain Combat, avem o singură regulă. O știți? Nu există nicio regulă. Vreau o luptă cât mai murdară, cel mai slab să pierdă. Mai bine să numeri ouălele. Învingătoare prin knockout anticorupție în această seară, Elena Udrea Cocoș. Premiul oferit de sponsorul nostru constă într-o cină privată cu președintele Angliei. Ce face aici, nenorocitule? Sex, 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 sex! Stai, bre, că nu-i ceea ce pare! Nu e ceea ce pare? Ce scrie acolo în regulament, bărele? Nu ai voie să faci sex decât când te retragi de un fotbal de tot, mai înțeles? Păi scrie, nă! Păi și ce faci aici cu femeie? Pentru Iri și Monica, ghinionul pare a fi luat sfârșit. Era în care Ioana Zăvoranu se oprește cu drumului de proastă, dar bună ce e! Să ajute oameni, s-a terminat! Gata! Un înger salvator a tras pe dreapta. Ce faci, Oana? Monica, tu erai! Eu și cu Iri! Bună, Iri! Vrei să te arunci ce mi-am luat? Ia! Mi-am luat o gentuță stil caschetă care se pune pe cap. Uite, e foarte așa frumoasă! Monica! Cred că o să-i dau și lui domnul Vadim una să-și o pună pe cap. Bine, lui Iri nu prea îi place, dar mie da. Monica, dragă, îți pun o întrebare indiscretă, știu. Vreau să știu ce căutați voi aici.
Mamica și cu taticul meu ne-a dat mașina asta de surpriză de cadou de la Bacău și noi ne ducem să le facem o surpriză, poate reușim să îi împăcăm. Aha, da. De numai că nu mai avem benzină, că am uitat să fac plinul. Gata! Îți dau benzină, motorină, câtă vrei? Câtă vrei? Plinul. Îți dau tot plinul, haide! Era în care eu mai dau plinuri, s-a terminat, gata! Pa! Pa, pa! Da, gata! V-am făcut plinul! Da, am rămas fără motorină! Era în care eu sunt tot împită, continuă! Acum, Marta, ștergi praful sau nu vrei să mă servești? O bună dimineața, domnule senator! Senator ca senator, dar și președinte al Partidului Social Democrat, ales onorific, de majoritatea plenului. Dar ce vă vreau să spun? Acum, Marta, în unitatea asta în care îți desfășori activitatea, a trebuit să pui o plăcuță, un slogan ceva, adică sandwich cu cașcaval pentru vot uninominal, de exemplu. Da, dar noi ținem de secretarul general. De secretarul general, și am ținut de secretarul general al partidului, dar doar până la Târgoviște, că aveam bilet doar dus. Cu ce să vă servesc? Cu ce să vă servești? Ți-a spus eu vreo două de dulce. Și apropo de dulce, aș vrea ceva dulce. Am o poftă așa de dulce încă de dimineață. Ceai rusesc cu miere, e? Ce vrei să spui? Ceai rusesc? Adică face aluzii cum că am făcut studiile la Moscova. Dăm ceva mai consistent. Uite, tortulețul ăla de acolo. Văd care e ciocolată. Râuri de ciocolată, poftiți. Da, într-adevăr arată foarte bine. Ciocolata asta, frișca. Însă, frișca, am băut și o cafea de dimineață, mie să nu-mi facă rău, mai ales că eu sunt cu pit palacu, adică cu inima. Mai bine, ia tortulețul ăsta și dă-mi plăcințica aia de acolo, care îmi face cu ochiul de când am venit. Poftiți. Un pariu care brânză dulce și cu stafide. Bine, vezi că farfuria ți-o duc cam în 2-3 ceasuri, cam o dezbatere importantă la nivel de senat, în cabinetul senatorial și aș vrea să iau masa acolo. Trebuie să plătiți. Ce să plătesc? Plăcințeaua. Cucoana, mă, nu e sănătoasă la cap, nu ți-am dat tortulețul și mi-ai dat plăcințeaua? Păi eu v-am dat plăcințeaua, dar n-ați plătit tortulețul. Păi de ce să plătesc tortulețul dacă am luat plăcințica? Păi, n-ați plătit tortulețul, deci trebuie să plătiți plăcințeaua. Dă tortulețul, îmi place. Las tortulețul. Cât costă această mică felie de tortuleț? Meschidă, pot spune. 2 lei. 2 ron? Atât avem și la mine, poftim 2 ron. La revedere. Mulțumesc. 2-3 ceasuri, ți-aduc farfurii. Stați un pic, plăcințeaua. Mata, ori ești o golancă, ori încerci să înșeli un om bătrân. Ți-am dat 2 ron mai devreme. Ce mai vrei de la mine? Păi mi-ați dat pe tortuleț, da plăcințeaua. Dă banii înapoi. Poftim tortulețul. Mulțumesc. La revedere. La revedere, plăcințeaua. Ce cu plăcințeaua? Trebuie să plătiți plăcințeaua. Păi nu ți-am dat tortulețul înapoi? Păi mi-ați dat tortulețul, dar eu nu v-am dat banii pe tortuleț. Dăm tortulețul înapoi. Luați tortulețul. Poftim banii. Luați banii. La revedere. Plăcințeaua. Ce cu plăcințeaua? Dați-mi banii pe plăcințea. Ți-am dat 2 ron mai devreme. Mi-ați dat pe tortuleț. Dă 2 ron înapoi. Poftim plăcințeaua și la revedere. Obraznico, nu ți-e și puțin. Tortulețul? Ce cu tortulețul? Păi banii plăcințeaua. Pe tortuleț. Dăm plăcințeaua. Las plăcințeaua. Ia tortulețul, Manu, lasă tortulețul aici. Dăm banii pe plăcințică. Las banii pe plăcințică. Nesimțit-o. Mai faci și pe logica cu mine. Nu ți-ar fi puțin rușine? Vrei și șpagă te pomenești. Ei bine, nu-ți dau. Vreau să împart o felie de tort cu dumneata. Nu meriți. Ești o golancă, ai ochii roșii, injectați, ori ai băut vodcă, ori te drăghezi. Nesimțit-o. De-aia merge țara prost. La revedere. Da. Da, mamă. Dar tu și cu aveita asta îmbrăcată, mamă, zici că e Nicoleta Luciu în telenovea. Dar ce are, mă, ce? Taci, fă din gură. Nu, nu tu, mamă. Tu și că? Taci, fă din gură. Nu tu, mamă. Măi, mamă, poate putea să doarmă la hotel, mamă, de ce trimis-o la mine, mamă? Dar ce mă ți-a rușine să dorm cu mine în pat cu veșoarta? Da, își văd în gură că tu sfoare ca un rinocer. Da, nu tu, mamă. Vin. N-am viola mamă pe nimeni așa scris în ziare. Da, și eu te iubesc. Fără mine, ți-o mine, ți-au camera la hotel, să fie clar. Deci nu dorm cu mine în pat. Dar ce mă ți-a rușine cu neamurile tale? Deci nu-i vorba de asta, da? Păi, de cât ești tu barosan, mă deci nu-i vorba de asta, ai cam antrenament dimineața, hai să ne culcăm. Ita la ea. Ita la el. Ita na. Hai, Beles. Hai, schimbă-te.
Aha, ce face aici nenorocitule? Sex, 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 sex. Stai bre, că nu-i ceea ce pare. Nu e ceea ce pare, ce scrie acolo regulament, bărere. Nu ai voie să faci sex decât când te retragi de fotbal, de tot, mai înțeles? Păi scrie în... Păi și ce faci aici cu femeie? Păi nu-i femeie, bre, e verișoară mea, bre, a venit în favori, știi să o culci undeva. Să o culci undeva, cu tine eventual. Dacă e verișoară, de ce nu o cazezi la hotel, bărere? Băi, foarte bă, așa m-am gândit și eu, bre, că e logic, dar la ora asta nu mai cazează, o să o cazez mâine. O să o cazez mâine? Da. Nu o să o mai cazez mâine, că nu mai ai bani, pentru că te-o dau afară de la steaua, mai e înțeles? E verișoara mea! E verișoara? Ești verișoara sa? Da, bre! Ia să vedem dacă ești tu verișoara sa, mai înțeles? Să zicem că nu ești verișoara sa, mai înțeles? Da. Deci nu ești verișoara sa. Să zicem că nu ești femeie, mai înțeles? Ești bărbat. Să zicem că ești bărbat de jucător la steaua, de fotbal, mai înțeles? Să zicem că tu, într-o zi, te antrenezi pe gazon, pe teren. Așa. Și vine patronul tău, adică eu, George Becali, vine și spune, bă, fato, băiatule, ce ești tu? Ia vino tu coace că vreau să am o discuție cu tine. Ce-i răspuns tu? Las-mă, bre, mă antrenez! E verișoartă. Hai, pac, pac, noapte bună. Sărra, pac, pac, noapte bună. Pac, pac, noapte bună. Frumușel! Hai, videles! Acest cal pe care cărește doamna Maria, care poartă numele Ce faci, Mișel? Îți dormă cu mine în pat? Hai, lasă, ce are? Dorm cu verșoarta, ba, ce are? Dar ce are, mă, ce are? Dorm cu verșoarta, ba, tă? Dă plăcintica înapoi. Păi luați plăcintica. Ia tortul. Ba nu, ia banii înapoi. Dați-mi banii. Dă asta, ba și nu, mai dăm banii. Banii ăștia pe tortule și pe plăcintea. Ca ai și ochii. Ce cu femeia asta aici? Verișoară, mă. Aul, da. Bun, plăcințeaua. Păi ce are, mă, dacă doar cu verișoara ta bată?